Așa, e ok? Așa, bună ziua la toți! Bine ați venit la evenimentul de astăzi, la care sunt distribuite în Republica Moldova 53 de defibrilatoare moderne și vreau să mulțumesc Ministerului Sănătății și partenerilor săi din Uniunea Europeană, a Organizației Mondiale a Sănătății, cât și a partenerilor din Guvernul Germaniei și a Elveției, pentru că vin cu un aport foarte valoros pentru instituțiile din Republica Moldova. Sunt niște aparate moderne prin care avem nevoie și încă o dată vă mulțumim frumos pentru aportul care ne-l dați. Vreau să dau cuvânt domnului secretar de stat, domnului Alexandru Gasnaș. Vă rog frumos. Ok. Domnul director, mulțumesc. Stimați colegi, mulțumesc. Eu, dacă sincer, chiar am pregătit un discurs ca noi, într-adevăr, să avem un eveniment ce ține nu doar în contextul distribuirii de defibrilatoare, pentru că acest parteneriat pe care îl avem cu Organizația Mondială a Sănătății și cu Uniunea Europeană și cu parteneri din Elveția și Germania înseamnă mult mai mult decât defibrilatoare. De aceea, astăzi, cu profundă recunoștință și onoare, suntem aici pentru a distribui aceste 57 de defibrilatoare în instituțiile medicale. Aceste defibrilatoare au fost oferite cu generozitate de către Organizația Mondială a Sănătății, partenerii noștri din Uniunea Europeană, Germania și Elveția. Și aceste defibrilatoare au o valoare mai mult de 400.000 de dolari, dar totul nu este doar măsurăm în termen financiar. Aceasta înseamnă că cu aceste defibrilatoare semi-automate noi putem salva vieți și noi putem să preîntâmpinăm suferința pacienților. Deci ce este un defibrilator? Pare un dispozitiv destul de mic, dar este un dispozitiv destul de important pentru că face un șoc electric pentru pacienții în stop cardiac sau cu fibrilație ventriculară. Și aceste situații pot să apară brusc și pun viața pacientului în pericol și noi avem doar câteva secunde ca să-l salvăm. Acesta este momentul în care defibrilatorul intră în joc și este important să subliniem că defibrilatoarele acum sunt mult mai moderne decât erau pe timpuri și vreau să menționez că nu doar personalul medical poate să le utilizeze. Ce este important și ceea ce vrem să facem și pe viitor, că aceste defibrilatoare semi-automate să fie utilizate de către toată populația și noi o să avem o mulțime de traininguri și apoi o să începem și cu populația generală non-medicală ca să le poată acorda prim ajutor. Deci parteneriatele internaționale precum avem cu Organizația Mondială a Sănătății și cu Uniunea Europeană și cu sprijinul lor generos. Deci, înseamnă mult mai mult decât doar donații. Acest parteneriat înseamnă că noi putem construi viitorul serviciilor noastre de sănătate aici în Republica Moldova și ne oferă resursele necesare și ne aduc acea expertiză de care avem noi nevoie. Cu toții suntem martori ale faptului că oamenii și guvernele pot să facă schimbări semnificative atunci când este o conlucrare și acest eveniment nu este doar despre defibrilatoare, cum ziceam, este despre această colaborare, despre determinare și despre dorința noastră comună de a asigura că fiecare cetățean al țării noastre primește acea îngrijire de care are nevoie. În calitate de secretar de stat, îmi asum această responsabilitate că aceste defibrilatoare să fie distribuite corect și să ajungă acea instruire de care are nevoie. Și este un angajament solemn pe care îl facem astăzi aici în fața dumneavoastră, dragi colegi și parteneri. Este un angajament în care Ministerul Sănătății zice foarte clar un mesaj în care ne angajăm să ne dezvoltăm și să modernizăm continuu sistemul nostru medical de sănătate. Ne angajăm să asigurăm că accesul la servicii medicale de calitate pentru fiecare cetățean. Ne angajăm
ca să creăm un mediu în care medicii și personal medical poate să ofere îngrijire de cea mai bună calitate. Și în încheiere vreau să zic încă o dată un mulțumesc enorm Organizației Mondiale a Sănătății, partenerii noștri din Uniunea Europeană, Germania, Elveția, pentru sprijinul lor inestimabil și angajamentul nostru pe care îl avem și vom continua aceste parteneriate pentru a îmbunătăți starea de sănătate a poporului nostru. Eu vă mulțumesc. Domnul secretar de stat, vă mulțumim frumos. Acum vreau să dau cuvânt doamnei șefe a biroului OMS din Republica Moldova, doamna Miliana Gârbici. Mulțumesc, domnul director, dragi colegi, bună ziua! I just wanted to say this is after I came in Moldova, the first place that I visited was Orhei. So it's a great pleasure to be back and thank you for having us here. Aș vrea să zic, după sosirea mea la Chișinău, primul, deci Moldova, de fapt, primul loc pe care l-am vizitat în afara Chișinău a fost Orhei. De-aia este o plăcere să revin aici și mă bucur că suntem aici. And this is indeed a very special occasion because we are seeing here the equipment that will be of good use to all medical professionals in your hospital. Și într-adevăr ocazia este una deosebită pentru că ne-am adunat și vedem aici echipamentele acestea care sunt niște echipamente care vor fi de mare folos tuturor profesioniștilor din domeniul medical. And for that I would like also to thank to join State Secretary and Director in thanking our donors, European Union, governments of Germany and Switzerland for this support. Și aici aș vrea să mă alătur mulțumirilor pe care le-au exprimat atât domnul director cât și domnul secretar de stat. Deci împreună am vrea încă o dată să mulțumesc partenerilor noștri, donatorilor Uniunii Europene și guvernelor Germaniei și Elveției. And as Dr. Gasnaș already explained about how these machines work, how they can be used, I would like just to add that no matter how modern equipment we are able to provide to our hospitals, it is very important that medical professionals are well trained in utilizing this equipment. Și deja domnul doctor Gasnaș a explicat ce sunt echipamentele, cum se folosesc. Aș vrea să adaug aici că cât de moderne nu ar fi echipamentele, un lucru foarte important este să se ofere instruire celor care urmează să le folosească. And this is exactly what we in WHO are working together with Ministry of Health, with donors, to build these capacities of medical professionals, to offer them trainings that will help them strengthen their work. Și anume, de asta ne ocupăm noi la OMS împreună cu Ministerul Sănătății și donatorii ca să creștem capacitățile personalului medical în utilizarea eficientă a acestor echipamente. So 13 medical professionals, 13 doctors were trained in surgical care from this hospital. And also we provided training in basic emergency care for more than 70 medical professionals across all hospitals in Moldova. 13 medici de aici din acest spital au fost instruiți în utilizarea acestor echipamente în asistență chirurgicală și 70 de profesioniști, deci alți 70 de medici din toată țara au fost instruiți din domeniul de îngrijire de urgență. And indeed, this is we have now the first pool of trainers. So these are Moldovan trainers that will be training their colleagues in basic emergency care. And we invite you also in this hospital, our colleagues, to join and to attend this training as well. Și, de fapt, noi format deja primul lot, așa să zic, de medici instruiți și deja avem și formatori locali din Republica Moldova care sunt gata să ofere această instruire colegilor lor. De-aia invit toți cei interesați să vină aici la spital ca să beneficieze de instruire. So I cannot conclude this without saying once again thank you to all health professionals, to everyone who is working in health institutions in Moldova, to Ministry of Health, to all our partners for this continuous commitment as
These years have not been easy on anyone, and they are very challenging years, but still we see that this commitment is there. It is at all levels, coming from all levels. You as health professionals are very committed to continue providing care to the refugees and to the host population. Și nu pot să nu închei prin a mulțumi tuturor profesioniștilor din domeniul medical, tuturor medicilor și tuturor celor care lucrează în cadrul instituțiilor medicale, Ministerului Sănătății, partenerilor noștri, pentru angajamentul lor continuu în toată această perioadă. Acești ultimi ani nu au fost niște ani ușori, au fost cu multe provocări și în pofida acestui lucru, toți profesioniștii din acest domeniu și-au menținut un nivel înalt de angajament și au acordat serviciile de asistență medicală, continuu au acordat aceste servicii atât populației locale cât și refugiaților, angajamentul fiind vizibil și simțit la toate nivelurile. Mulțumesc mult și succes! Încă o dată vreau să vă mulțumesc frumos, doamna Mileana și domnul secretar. Vreau să mulțumesc Ministerului Sănătății, a tuturor partenerilor și a Organizației Mondiale Sănătății că participă foarte activ, din greu, ca să fortifice sănătatea în țărișoara asta mică și orice utilaj, orice echipament care ne este adus, noi o să ne străduim la maxim să-l punem în funcțiune ca populația acestei țări să aibă parte de o calitate mai bună a sănătății și având în vedere că avem utilajul dat, să știți că ultimul timp maladiile cardiovasculare au luat un salt foarte mare în țară, suntem cu maladiile cardiace pe primul loc și astfel de tehnică nu numai că ajută în momentele cele mai dificile, dar și menținerea pacientului și transportarea pacientului de la o etapă la alta. Noi ne asumăm și noi responsabilitatea ca să punem în funcțiune, să prestăm la timp serviciile medicale, să prestăm ceea ce ni se oferă și să adaptăm tot timpul cunoștințele, să ne performăm ca lumea care este să aibă parte de o sănătate mai bună. Vă mulțumim încă o dată frumos pentru tot aportul care îl faceți. Așa. Stimați colegi, care...